și care a fost aplicat și la această primă ediție a Cupei Samsung. Andrașii, faultat de Brătianu. Despre Dinamo, am vins pe Steaua cu 2-0, autorii golurilor Cadar și Pușcaș, apoi a pierdut la limită 3-2 cu Universitatea Craiova. Ieri, după amiază, de la ora 15 s-a jucat meciul aici pe stadionul Giulești. Au înscris pentru Universitatea Craiova 3 goluri Gheorghe Craioveanu, golgheterul ediției trecute a campionatului, aproape sigur și golgheterul acestei prime ediții a Cupei Samsung, în care el a realizat 4 goluri. Pentru Dinamo au înscris ieri Costel Pană din 11 metri și Marian Năstase în secundele de prelungire, aducând calificarea echipei Dinamo în finala de astăzi. Au trecut primele 10 minute, jocul este dinamic, lovitură liberă pentru Rapid, a înălțat mingea Vlădoiu. Au respins acolo Dinamoviști și Marian Savu, acum de la Andra și la Vlădoiu în careu, șut blocat de Constantinovici, Marian Pană, Vlădoiu. Aruncare de la margine pentru Rapid, instalată de circa 5 minute în jumătate de teren dinamovistă. Echipa Rapid continuă presiunea la poarta, apărată până acum bine de Atanasescu. Andrașii, centrare. Iosif a sărit acum împreună cu înaltul Brătianu de 1,97 m, tot Brătianu a respins acum. Diferență foarte mare dacă ar fi să apreciem înălțimea celor doi jucători amplasați pe postura de libero la cele două echipe. Brătianu 1,97 m la Dinamo și Romulus Belcu la Rapid 1,70 m. Vlădoiu în careu, șutul său este blocat de Constantinovici cu o evoluție foarte bună până acum, dar Florin Constantinovici cere intervenția medicului, întrucât el se pare că s-a accidentat la această intervenție în extremis. Constantinovici a fost trecut în mijlocul apărării alături de Brătianu datorită absenței lui Grozavu în jocul de astăzi. Deci așa cum se așteptau cei 10-12.000 de suporteri, cum credem că va aștepta și noastră cei aflați acum în fața micilor ecrane, meciul este foarte frumos. Ambele echipe își propun, își doresc să câștige marele trofeu și premiul de 35.000 de dolari, care este dotat locul întâi la această primă ediție a Cupei Samsung. Alexandru Andrașii, Chiebac. Bac, aruncare de la margine. Andrașii, Pisalom, Motroc, Budacă, numărul 6 astăzi la Rapid, în lipsa lui Ștefan Iovan. Vă spuneam accidentat. Chiebac, împins de Marian Pană. Lovitură liberă, circa 22 de metri, aproape pe centru. Dar să vedem soluția pe care o vor găsi rapidiștii. Lădoiu, Vameșu, șut puternic, dar mingea trece peste transversala porții, apărată de Sorin Nicolae Atanasescu. Acesta este numele de botez, numele de familie al tânărului portar dinamovist, care însă dintr-o scăpare a fost trecut în scriptele federației drept Anastasescu. Ne spunea organizatorul de competiție al clubului Dinamo, fostul portar Eftimescu, că acum în vacanța de vară se va face cuvenita rectificare și în documentele Federației Române de Fotbal, pentru ca Atanasescu să fie trecut cu numele său în acele documente. Pisalom. Constantinovici, Marian Pană. Aruncare de la margine pentru Rapid.
Florin Motroc. Liber pe partea stângă Panel Țâră. Șut centrare, Constantinovici încă o dată acolo unde trebuie. Ne reamintim că și în meciul din campionat disputat aici pe acest stadion, cu circa două luni în urmă, Florin Constantinovici a jucat excelent împotriva fostei sale. Este vorba, desigur, toată lumea știe de Rapid, formația la care s-a afirmat Florin Constantinovici. Pelcu îl ține pe Marian Sabo. Marian Pană schimbă spre fratele său, Costel Pană, capitanul formației Dinamo. Cu numărul 5, Bobuleanu. Costel Pană față cu Vameșu. Centrare Costel Pană, respinge Budacă. Acum Motroc. Arbitrul Poruboi a fluierat. Năstase, Paul Tase. O curiozitate este prezentată de evoluția scorurilor pe zile la jocurile din grupele preliminare. În fiecare zi, scorurile au fost identice în partidele programate. În prima zi, 3-1. Scorul cu care Steaua a învins pe Universitatea Craiova și Rapidul pe Progresul. În ziua a doua, 2-0. Scorul cu care Dinamo a învins pe Steaua și Rapidul pe Sportul Studențesc. Pentru ca simetria să se mențină în ziua a treia, când scorul a fost 3-2, atât în jocul Universitatea Craiova-Dinamo, cât și în partida Sportul Studențesc Progresul. Mai rar o asemenea simetrie, spuneam, de rezultate. Vameșu. Șut blocat. A tras Rodin Voinea. Cristian Sava, și el un ex-rapidist, care îmbracă acum culorile alb-roșii ale clubului Dinamo. Șut Țâră! Mingea trece peste poartă. Oricum, efortul lui Țâră și încercarea sa de șut este aplaudată de tribuna. Spuneam golghetorul și cu această ocazie precizăm că este o cupă specială pentru golgheter. Golgheterul până la finală este Gheorghe Craioveanu, capitanul Universității Craiova, care a reușit 4 goluri în 2 jocuri. 3 cu Dinamo, 1 cu Steaua. El a ieșit din competiție, deci nu evoluează astăzi. Poziția sa poate fi amenințată de rapidiștii Iosif și Vlădoiu, care au reușit câte 2 goluri până acum. Tot câte 2 goluri au înscris progresistul Marin Dună și jucătorul Sportului Studențesc Viorel Năstase, dar ei nu mai sunt în competiție. Marian Pană respinge. Aruncare de la margine. Neînțelegerea amendată de tribună. Vameșu, Rodin Voinea, nu este Iosif. Mă scuzați, a fost tânărul Iosif, care a șutat, dar mingea a fost respinsă de Cristian Sava. Din nou Iosif la minge. Andrașii. Chebac, Lădoiu, Andrașii, dar mingea nu este trimisă unde trebuie, mult prea lateral. Andrașii a trecut de un adversar, acum mingea a ajuns la Chebac. Vlădoiu, Chebac, Iosif, lasă lui Vameșu, care trage pe lângă poartă. Privești de a anota premiile în totalitatea lor, premiile ce se vor acorda la finalul acestei partide. Deci locul întâi, marele trofeu, Cupa Samsung, un trofeu transmisibil, dar care are un pui identic ce rămâne la echipa câștigătoare. De asemenea, sau poate în primul rând, un premiu substanțial
$35.000 și dreptul de participare la Cupa Președintelui, care se organizează în luna iulie a acestui an la Seul și care este dotată cu premii totale de $200.000. Locul 2 primește $25.000. Va fi recompensat cel mai bun jucător al turneului, ales de ziariștii sportivi acreditați la acest turneu. De asemenea, un premiu pentru fair play va fi acordat celei mai disciplinate echipe și, spuneam puțin mai devreme, se acordă o cupă și un premiu golgheterului turneului. Lovitură liberă pentru Rapid. Diagonală. Țâră, șut în blocajul format de jucătorii care alcătuiau zidul. Cristian Sava. Alargă Costel Pană și Vameșu. Trece Costel Pană, vine acolo și Bealcu, prin alunecare trimite mingea în afara spațiului de joc. Aruncare de la margine, arată arbitrul Marcel Lică din Constanța, beneficiază dinamoviștii. Iar din studio, colegii Cristian Ștefănescu și Florin Demitu ne anunță că am intrat în minutul 21 și scorul este 0-0. Au trecut frumos aceste prime 20 de minute. Faultat de către Motroc, Marian Năstase, cel care ieri înscria un gol aducător de mare bucurie pentru suporterii dinamoviștilor. Golul care ridica pe Dinamo în finala de astăzi. Până la minutul 90, Craiova era calificată în finala. Costel Pană, cel care a pus stăpânire pe toate loviturile libere din teren, de la colțul terenului, pentru formația sa. Nu a fost offside, ba da, așa apreciază arbitrul de centru, jucătorul lui FIFA, Adrian Porumboiu. Lădoiu. Budacă, cel care în primul meci cu Progresul a văzut cartonașul roșu. A stat o etapă în meciul cu Sportul și iată are dreptul să joace în finală. Țâră, respinge Cobuleanu, dar până la Motroc. Șut de la distanță Motroc și scapă mingea Atanasescu, minutul 22, 1-0, greșeala portarului Atanasescu. Tânărul portar, Sorin Nicolae Atanasescu, surprins de șutul de la 22 de metri al lui Florin Motroc, pe care îl revedeți. Chiar mai mare este distanța, circa 25 de metri, și Atanasescu nu poate reține mingea care se duce în poartă, minutul 22, și Rapidul conduce cu 1-0, autorul golului Florin Motroc. Puternice petarde sar în teren, dar se pare că Vameșu resimte. Îl vedem în plan depărtat, cum se ține cu mâna de ochi. Arbitru Porumboiu oprește jocul, este și normal, bucurie, bucurie, dar nici chiar așa. Este pe casă, transformăm o frumoasă sărbătoare în cu totul altceva. Două puternice petarde care cred că au fost surprinse și de imagine și de sunetul trimise de aici, de pe stadionul Jurești, de carul 3 al televiziunii, în asistența tehnică a genului Viorel Năstase. Cred că au redat întâmplările acestea nedorite de pe stadion. Se anunță la stadion să nu se mai arunce teren aceste obiecte care pot provoca serioase probleme. Șut acum al tânărului Iosif și din car colegul de la tehnică mă anunță că a trecut vremea mieilor, deci nu Viorel Năstase, ci Viorel Neagoe.
șeful tehnicii de la Carol 3, care a asigurat transmisiunile de aici, de pe stadionul Giulești. Mai facem o precizare apropo de aceste transmisiuni. Partidele care au fost prezentate pe micul ecran au fost hotărâte de organizatori. Este vorba de firma ANA Electronic, de firma Samsung și de Federația Română de Fotbal. Deci nu televiziunea a ales meciurile ce au fost prezentate pe micul ecran. Florin Motroc, autorul golului. Fănel Țâră, cel care i-a pasat atunci. Încă o dată Țâră trimite spre Motroc. Șutează Motroc din prima, dar acum pe lângă poartă. Florin Motroc, o evoluție foarte bună în returul campionatului la Rapid. El are 27 de ani, aproape 27 de ani, v-am văzut la luni. Și a evoluat în 19 partide la Rapid în trecuta ediție de campionat. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai returului pentru echipa Albișinie, clasată în final pe locul 4. Fănel Țâră. Fănel Țâră, șut, respinge Constantinovici. De la Motroc, la Budacă. Vameșu apreciază arbitru Porumboiu, care a recuperat corect mingea. Iosif, șut. Mingea părăsește suprafața de joc. Și va fi repusă de la poarta dinamoviștilor. A respins Iosif. Acum Constantinovici. Mingea ajunge în tribună. Această finală este onorată și de prezența ambasadorului Coreei, cel care a fost și la deschidere, un mare iubitor de fotbal. Pisalom. De asemenea, în tribună se află foarte mulți oameni de fotbal și din fotbal. O discuție mai agitată între Adrian Porumboiu și Florin Halagian, același temperament al tehnician. Asemenea clipe nedorite nu fac decât să incite tribuna, care imediat găsește reacțiile pe care le consideră cele mai potrivite și care, din păcate, nu mai pot fi controlate. Marian Pană. Florin Motroc. Spuneam că în tribună se află foarte mulți oameni de fotbal și din fotbalul nostru, antrenori, arbitri, jucători. Dovada interesului stârnit de această excelent organizată competiție. Offside, offside, mai mulți jucători dinamoviști, foarte atent, Marcel Lică, iar apărătorii rapidiști, coordonați de Bealcu, făcuseră foarte bine pasul la offside. Dar și oameni de sport din alte discipline au ținut să fie prezenți la această finală. L-am zărit cu mare plăcere pe apreciatul boxer profesionist Mihai Leu, pe vicepreședintele Federației Ligii Profesioniste de Box, Gheorghe Nisu, care, chiar dacă pasiunea vieții lor este boxul, iată că au ținut să fie prezenți și la această atractivă finală de fotbal. Șut, chebat! Tribuna și-a revenit la
modalitatea frumoasă de manifestare, cântece urale, tobe. Bine ar fi să fie mereu așa. Andrașii nu poate recupera acel balon. Minutul 30, Rapid Dinamo 1-0 pe stadionul Ciulești, în finala primei ediții a turneului de fotbal dotat cu Cupa Samsung. Chebac, Iosif, una dintre cele mai frumoase surprize ale acestui turneu, tânărul tecar al formației Rapid, Mihai Dan Iosif. 19 ani.